din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zice. Doamne, Doamne, Stăpânitorule, Dumnezeu, Părintele noștri, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește.
iartă-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, să te rogi al lucrurilor noastre cu milințe și cu jovie de inimă. Scădem către tine și să-ți fie strigăție de că durerea nu mântuiește palpitile sufletului și ale tuturor rodilor tăi bolnavi omenii și ale tuturor bolnavilor din spitale și la casele lor, cetatele răceala, puturește de tendițala și de mâna tăcătare și din lumea din patru durerii. Precum are când pe fica lui Iair, sănătoși și arată de rugăție zborul al vindecărilor. Auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine pentru tot cinstită mănăstirea aceasta, pentru toți cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă miluiește, Doamne, oameni Dumnezeu, și Ție slavă îți dă, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea din vecii vecilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, de rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Când ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, ce s-au pomenit și se vor pomeni în uriași titori și binefăcătorii Sfântului Locașului acestuia, adormând pentru Domnul și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde toți drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluie, Dumnezeu, Domnilor, cea Bucurul care cătea moarte, speriată, ai cătoașă, de iubiați, invitare, încuzată, din vei și sufletul, adormiților, robilor, de viață, adormiți, părinți și frate, în orice nepărinilor creștini, care odihnesc aici pretutinderea, fericitii Sfintelor și binecuvântătorii acestui Sfânt Locaș, și a robilor tăi Nicolae și Constantin Macropoldat, practicul Manuel.
Domnului. Cei credincioși cu tu cei de masă, ne rugăm ca Domnul să miluiască pe dânsii. Păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul Tău. Cei chemați capetele voastre Domnului să le cei chemați ieșiți, că sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână, că suntem credincioși, iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Pe prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe n-al prea sfințitul Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tobișului, și pe toți membrii Sfântului Sinod, se pomenească Domnul Dumnezeu împărăția ta. Pe poporul român cel binecredincios dește, pretutindenea și pe oștirea țării, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta. Pe preacuviosul Părintele nostru, stare, ciustit, protocinghelul, împreună cu toți părinții, frații, poștenitorii și binefăcătorii acestui sfânt locat, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta. Pe frații noștri, arhierei, preoții, romonachilor, diaconi, diaconi, monachi, monachii, pe tocinul preoțești, călugărești, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta. Pe frații, preoți și diaconi, împreună slujitori cu noi, protosingherul Justin, ieromonacul German, ieromonacul Juvenarie, preotul Ștefan, preotul Bogdan, preotul Bogdan Ionuț, preotul Ionuț, preotul Constantin, diaconul Iulian, diaconul Vasile, diaconul Ștefan și diaconul Valentin. Și pe toți cei prezenți astăzi aici, la săvârșirea acestei sfinte liturghii, pe fiecare după numele său, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, să cerească totdeauna. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Locașului acestuia, pe artitor, miluitor și binefăcător, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericit centru adormire, patriarhii României, Miron, Nicodem, Justinian, Justin și Teoctist, și pe Antonie, mitropolitul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe iubicii noștri ostași căzut pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și mărirea Sfintei noastre biserici și pe eroii Revoluției se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie și o seminție cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și toți acei pentru care s-au adus vii, s-au adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta. Și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta, să cerească totdeauna, acum și pururea.
Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră, se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Noi de din tot necazul, mânia primejdia și de voia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cer. Credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Doamne! Lăgudește folosfletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Noastre în pace și într-o pocăință săvârșit de la Domnul să cere. Doamne! Sfârșit creștere vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la nefricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Toată viața noastră, în Hristos Dumnezeu să o cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit
calea gri prin proroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă în pace o aduce. Împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Sus avem inimile. Avem către Domnul. Să-i mulțumim Domnului. Cântând, strigând, glasul înălțând și grăind. Amen.
îndelungate zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
pentru a ne